M-am prins. Ce faceți aici? Marius, ce te-au determinat să faci fetele astea? Mănânc la muie cu lauri. Oare? Stai bun. Pentru vremea asta? And you have like freezing cold weather, horrible weather. Ăsta este Van Neistat. Burning, eu sunt patronul lui. I don't care what any of you say. I don't care how many petitions you sign. I don't care what you say. Ce faceți, mă? Facem sarmale? Da. A? Păi sarmale, a? Crăciun în septembrie. Ne apropiem de Crăciun. Yeah! 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 Băi, mai e ceva? Mai e ceva în mașină mare? Ți-ai arătat outfit-ul? Nu. Foarte frumos. Dă să mă prezint. Haide. Acesta este outfitul meu de frig, pentru că este un pic răcoare. Dar de fapt nu este foarte răcoare pentru că s-a încălzit, a plouat până acum și da. Cam asta e. Ne pregătim de sarmale, fraților. Haide. Dar ce ați luat? Ce e asta, mă, bere? Nu, e pentru sarmale. Ah, da, domne, n-avem cum să facem fără. Și asta ce e? Cimbru. Cimbru. Mamă, dar ce puternic, da, miroase. Bă, ce miroase urât, ce miroase. Ia, mirosiți? Mamă. Mie-mi place. Da, dar ce fel de carne ați luat? Ați luat de vită, am găsit. Doar de vită? Și un bucată mare de Kaiser, de la bacon, de la lor bun. Da. Bun. Nu există carne de porc de tocată. Nu. Nici tocată, nici de tocată. Exact, da. Chinezii de tocată mi-ar fac paste. Păi cum să fac tocmă paste? Asta e o curiozitate a Braziliei, da. Pentru că ei au mașinile alea în care stoacă, dar porcul nu vor să ți-l toace. Pentru că majoritatea bucăților de porc sunt cu os și tocmai de-aia ei nu se bagă la a stoca carnea de porc. Nici dacă vii tu cu ea, îți tai carnea, scoți oasele și nu vor. Fiecare cu ale lui, frate. Mamă, dar e extraordinar de puternic din miroase asta, frate. Bă, da, normal să pune uscat la sarmale. Bă, tu ciupești un pic din Harry Potter. Tu ciupești un pic din Harry Potter. Da, corect, are. Ia, fă-o pe aia, esu. Băi, ăsta e, ia, mai fă o dată, ia. Mamă, nu, am zis, ăsta ciupești un pic din Harry Potter. Bă, să nu spui vreodată ochelar că tu ajungi acasă fără avion. Ce faci la vine aici? Ne faci actele de Brazilia? Vă fac legal. Vrei să ne schimbi statusul. Sau cel puțin un ceas. Schimb statusul din ilegal în legal. I-am cumpărat lui Fimiu slackline, adică o de-asta de camion pe care o întindem între doi stâlpi ca să își exerseze echilibru. Adică o sârmă, să meargă pe sârmă. Foarte tare. Foarte tensionată. Da, e mai. Mai? Foarte. Da. Oricum mai ajută la răsimile destul de mare. Da, și mie mi se pare că am pus-o cam pe sus. Un pic mai jos. Pentru că tensiunea e prea tare. Că trebuie un pic în calci să ai așa un pic de, să n-ai direct reculul ăla. Păi hai să o dau mai jos, nu? Mai jos de aici. E perfect. A? Da, da. Hai, Rani, tu ești testerul nostru. Păi nu, vino aici să te țin eu de mână pe piciorul. Mamă, cum prosnești. Hai, mă. Nu, fără papuc. Fără papuc. Merge. Hai, mă, că merge. Cum o simți, ok? Da, normal. Da, e ok. Wow! Am luat-o și pe asta. Ia să-l văd pe Fimiu cum reacționează. Bă, ți-am pus ăla. Ce ăla? A! Wow! Ah, vezi? E ok acolo? Da! Hai că trebuie să exersezi fiecare zi pe asta. Hai, ia. Da, până acolo, la flor. Cred că ușor. Numai cu degetul. E ca și cum imaginează că intri într-un tub. Nu? Știi? Hai, mergem până la teren să vedem cum au mai înaintat băieții cu tălpicile. Sunt curios, a plouat toată ziua, ce să mai. Da,
Da. Se strigă, nu știu ce. Ce ai zis? Păi vino. Așa ieși? Pa! Pa! Haideți! Nu, frate, te rupe! Cum e Crăciunul în România, numai că nu ninge? Bine, dar nu-i nici frig, e cald, de fapt. Vezi, astăzi nu e așa frig, să știi. Observi? Mai cald. Da, cu toate că plouă, e cald. Da, 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 dă-i că intră. Păi trebuie să iei până dreapta pe aici. Dar nu e patru. Bag-o până mai în față un pic. Câte-l sapă, băi? 30. Sapă ceva, Marius? Sapă. Mamă, câtă apă e. Deci toate sunt pline cu apă. Dar cred că au săpat vreo 30. Câte au săpat? Au săpat pe toate, a? Nu, acolo nu sunt săpat. Nu? Dar toate sunt pline cu apă, Adi, trebuie să așteptăm. Frate, aici natura îți spune cuvântul, n-ai ce să faci. Bine, peste tot îți spune natura cuvântul, numai aici, dar ce să faci, nu avem ce face. Nu, peste tot sunt pline, e nivelul apei, să știi. Ia uite, bă, Adiță, că și-au terminat căsuța oamenii. Bă, dai măricuță! Mai bine făceam două d-astea. Ce? Făceam două, dar să nu aveam nevoie de casă. Hai că mișcă, că nu plăie. Am găsit banane. Uite-le, Mariță, acolo, pe gard. Ia-le încoace. Păi le mănâncă maimuțele, oricum. Maimuțele, dă-mi, dă-și mie unul. Ce mișto e rădăcinea de copac? Hai să vedem dacă ieșim fără să băgăm 4x4. Ce zici, Adi? Ieșim cu abucați. Da, e simplu și așa e low. Am băgat 4x4. Dar nu mai patinează deloc acum. Ca nu bași până la terenul nostru? Ia uitați păsările astea, ce cuiburi superbe au. Niște minuni, frate, niște minuni. Îți plac, Adiță? Da. Eu le-am văzut atunci când am fost cu barca. Dar ce frumos au făcut ele copacul ăsta aici, bă. Așa copaci, așa fac. Ce casă tare. Am venit până la terenul ăla de 5.000 de metri, că am cumpărat ceva de la nenea ăla și am venit să-i dăm banii. Da, și nu l-am găsit. Ce faceți, m-ați pus nisip? Am pus nisip, da. Bravo, bă, băieți, bă. Am luat, trebuie să-l bătătoriți un pic cu roaba, a? Da. După plajă ați luat? Da. Două roabe? Astea sunt două roabe? Nu, patru. Patru? Patru sau șase, nu știu. Ai, mă, două, patru sau șase. Patru sau șase. Am înțeles. Ce-i asta? Varză. Patru. Mamă. Ce bunătate. Senzațională. Da. Ce vorbi, da. Ce să fac? Mă bucur. Când singur aici mă bucur de mirosuri, de gusturi. Facem sarmale. Ce fac pisică? Bine, fac sport. Facem sarmale. Ce zici, mă? Varză de la mama, că de acasă. Murată ca la... Murată de... Dar ce firmă e asta, Adi? Care aveți și la mai mișto așa. Ce firmă e? Ca la bunica sau... Cama bunicii? Da. Aia e bună la cama bunicii. Da? Foarte bună, varza, extraordinară. Te rog. Bună. E de vis. Problema e că... Bă, dar dacă nu mă apă, bă, bunica, să vedem să nu mă apă. Cum stau animalele. Deci, nu? O pisica pe o parte și cu picolina... Dar asta tu i-ai pus ca unul aici așa să stea? Nu, niciun caz. Da, matranii. Mamă, cum avem aici. Da. Sarmale. Sarmale, iubitele mele, sarmale. Dar... Uite și pasta, cum se uite. Pune așa, fără șorici, adică scoate șoriciu și pune doar... Pune acolo bucată mare, că mănânc eu. Șoriciu? Da, e cel mai bun în sarmale. Bă, bune, tu vorbești serios? Da. Hai, mă, glumești? Cel mai bun lucru în sarmale e șoriciu. Hai că nu-mi dau seama dacă glumești sau nu. Nu glumești, nu știu.
Pun căcat, nu, mă bucurește restul ce vreau să-ți arăt eu aici. Eu pot să-l pun, dar nu-l mănânci tu. Da, da, e, pune-l și nu-l mănânc eu. Da, mă, pe o gură. Hai, că vreau să arăt ce-am găsit. Uite, că arată mult YouTube cum funcționează aia. Bagi o hârtie și aprinde de la o chestie care are în el. Aia, ne-am contrazis, adică eu am făcut mișto de Adi, Adi a făcut mișto de mine, o zi întreagă ne-am curentat fiecare pe această temă. O să vă pun aici, este vorba de un băț magic, bachetă magică a lui Harry Potter, în care tragi cu ea niște biluțe cu foc, așa. Și pe mine m-a bufnit râsul, pentru că eu zic că videoul este fake și Adi vrea să-și cumpere. Păi nu, gata, uite aici, uite, arată. Apeși pe buton. Băi, îți mai cumperi sau nu? Spune aici, de față pe... Uite, spune aici. Dacă găsesc, nu la 70 dolari, nu o să dau niciodată 70 dolari pe mizeria asta. Cât dai tu maxim? Că ai zis că-ți cumperi. Da, 20 de dolari, 30 de dolari, dau pe ea să... Îți iei bagheta magică a lui Harry Potter, corect? Da, aici ca să te da mă, eu iau lui filmul și să văd eu că merge, uite. Dar e, uite filmul cum se demonstrează. Okay, iau filmul, dar mă joc eu. O să vă pun aici să înțelegeți despre linkul. Nu, o să îl pun exact în vlog ca să înțelegeți despre ce e vorba. Are underage wizards and should not be used foolishly. Vă rog frumos, lăsați-mi și mie mesaje care credeți că e fake, care credeți că vă veți trezi cu un băț acasă și o să ziceți pentru că mie mi se pare că e fake. Adi chiar are impresia că o să împuște păsărele cu bagheta magică. Nu, a fost discuția dacă sare ceva din ăla sau nu, dacă are buton. Și clar are buton. Uite, așa a zis-o. Ca un fel de pușcă. Nu e o pușcă. O mică pușcă care aruncă bile de foc. Nu mă, este o rezistență care se încinge și o hârtie care e foarte inflamabilă. Și aia sare un pic de ea. Vă rog frumos, lăsați-mi și mie mesaje. Chiar este o chestie. Eu cu Adi ne-am distrat copios unul cu celălalt o zi întreagă. Video-ul e genial pentru că a făcut ca doi oameni maturi, spunem noi, adulți. Fost șapte aici care tabere. Da, noi ne-am împărțit pe tabere aici. Tu ce zici, mă? E real. E real. Da. Împuști cu aia, cu bagheta, nu? Da, împuști. Rani. Da, așa. Îi luăm pe toți la rând încă o dată. Da, tu ce zici? Nu mai am nevoie de date ca să dau cu părerea. Dar înclin să cred că o chestie ca aprinzătorul de aragaz. Care aruncă biluța. Nu aruncă nimic, aruncă nimic, dar face o flăcăruncă acolo. Face un fâs, da, un poc. Da, da. Beca, tu ce zici, tati? Ne împușcă cu bățul lui Harry Potter? De asta zice nu, că a întors capul. Picolina, ce zici, tati? Ne împușcă cu bățul lui Harry Potter? Și asta a plecat. Deci animalele nu cred. Tu zici că e adevărată? Tati a zis că îți cumpără. Bine, da, îmi cumpără. Da? Da? Tu ai văzut mă video, ce zici? Bă, faza, pentru că faza aia cu focul aia e pe bune sigur, acum că sare, ca să sară, nu știu, dacă avea un arc înăuntru, un buton și să arunce, ar putea face un dispozitiv. Bă, uite că și arată asta, e filmul exact cum să faci, dar cum sare dinăuntru. Eu cred că este fake. De ce faci asta? De ce și pe YouTube, mă, făcută de altcineva? Vă rog frumos, că suntem mai mulți aici, lansăm această chestie. Lăsați-ne în comentarii care credeți că e fake, care credeți că nu este fake. Chiar este o mare dilemă aici. Eu sunt singurul aproape care spun că e fake. Băi, încă o dată, e fake? Nu. Adi, e fake? Nu. Bă, eu nu știu care e foaia, dar partea cu electricitatea e super simplă, ai un buton, o rezistență. Nu, ai văzut cum a sărit aia? Ai văzut cum a sărit? Bă, cum a sărit, de-aia zic, ce are acolo? Bă, nu intrăm acum în amănunte. Da, dar nu pot să dau cu părerea dacă nu știu. Nu știu, nu știu. Crezi, nu, haide să o luăm așa. Crezi că aia împușcă și sare aia, dă împușcă balonul? Dacă are ceva petardă mică, înăuntru, în foaia aia, un se material, dacă are un material, e posibil. Fake? E adevărat. So, once you activate the button, n-are cum să fie fake. It goes off. Vă dați seama cum ajungă ăștia cu videourile să păcălească? Da, nu,
atâția oameni, până la urmă vor da ăștia 20, 30, 50, 70 de euro pe un băț și se vor trezi cu un băț care face o luminiță. Auzi, mă, că Freshwork Paper-ul este ceva care folosește și magicienii, o chestie care arde și care face na, o chestie, vezi, dar vezi, este o chestie vezi, reală. Vezi! Fake!